stânga, dreapta, stânga, în față. Ești bun, nu? Ce premiu ce ai luat? Sunt locul 6 mondial la freestyle și vicecampion european la pizza clasică. Ok, ești calificat să mă înveți să fac o pizza. Siguranță. Ce pizza vrei să facem? Specială. Să facem o pizza specială. Punem aluatul în tavă. Da. Așa. Și acum punem sos de roșii. Sos de roșii, da. Punem și mozzarella. Punem mozzarella, multă mozzarella, că mie îmi place cu mozzarella. Bun. Am pus mozzarella, mozzarella. Punem șuncă. Da. Salam. Ciuperci? Da. Arată foarte, foarte bine. Și cu siguranță să fie foarte bună. Măsline. Cum ți se pare? Crezi că te descurci să faci singur o pizza acasă? Normal, nu vezi ce ușor e? Ai zis că îți place multă mozzarella, nu? Multă. Să mai punem atunci. Bun. Și este gata, o băgăm la cuptor și asta e pizza. Dacă e așa ușor, tu știi, mi-a venit o idee. O să o sun pe sora mea să-l înscrie pe nepotul meu, Tony Junior, la concursul Pizzaiolo Junior, pe fanbrânză.ro. Trimite o poză cu el făcând pizza și poate câștigă o tabletă sau excursie în Italia. Mai bine mă înscriu eu, cred că mă pricep. Senzațional! Gata, mai cucerit. Orice pentru cel mai mare fan brânză. Ai învățat repede.